Helicobacter este o bacterie patogenă care trăiește în tractul digestiv și este foarte rezistent. Trăiește și se simte foarte bine în condițiile de hiperaciditate și chiar are o activitate de ulcerații, inflamații și are efect și oncologic. Poate fi cauza unui proces oncologic în tractul digestiv. Tabloul clinic a helicobacterului poate fi foarte variat. El poate fi asimptomatic și poate fi cu diferite măști. Adică se poate manifesta cu o acutizare a gastritei, cu o acutizare sau apariția la o boală ulceroasă, poate să fie cu niște semne dispepsice care nu intră în tablou, nu sunt caracteristice acestor maladii sus enumerate. Adică poate să fie șomperozis, poate să fie dureri, poate să fie grețuri, poate să fie slăbiciuni, fatigabilitate, poate să fie un disconfort general și deseori pacienții caută care ar fi cauza acestor simptome. Sunt câteva metode de depistare a helicobacterului. Metoda invazivă, metoda endoscopică, când se examinează biopsia, și metoda neinvazivă, analiza sângelui, când se determină prezența antigenului în masele fecale prin metoda imunohromatografică. La noi se mai determină și ADN-ul helicobacter tot în masele fecale. Este o precizitate de mai mult de 90%, anume la aceste metode neinvazive a determinării helicobacterului pylori. Este important de examinat acțiunea helicobacterului în organism, deoarece la ziua de azi helicobacterul devine o infecție condiționat patogenă când el trăiește cu noi în organism și nu provoacă nimic, nicio stare patologică. Și este alt moment când ea, fiind activă în condițiile de hiperaciditate, ne poate provoca inflamații, ne poate provoca ulcerații, ulcerii și ne poate provoca fi chiar cauza la niște procese oncologice. Este important să vă adresați la medic la timp ca să depistăm, să monitorizăm și să ne ocupăm de profilaxia acestei maladii decât de tratament.